cadouri sau chestii de acest gen. Și am răspuns, da, mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani de zile am primit aceste lucruri, iată-le, uitați-le, aveți nevoie de dânsele, sunt la dispoziția dumneavoastră. Deci vreau să fim extrem de bineînțeleși, am făcut acest lucru în totală transparență, în caz de martor. Erau ceasuri scumpe? Asta e un lucru pe care numai specialiștii pot să-l spună, eu nu mă pricep la acest dacă port. Depășeau 5.000 de euro, trebuia să le depuneți, să le spuneți în declarația de avere. Toate lucrurile sunt perfect în regulă din acest punct de vedere. Repet, nu port astfel de obiecte, care mă cunoașteți aici și din preță, știți că sunt mai degrabă adeptul lucrurilor mai sportive. Deci, ca dovadă că le-am returnat așa cum mi-au fost ele făcute cadou, repet, cu totală bună credință și cred că au fost făcute tot cu bună credință, în sensul că nu e nimic nefiresc ca un coleg, un prieten, un membru al familiei, fiecare dintre noi, atunci când e o aniversare importantă, să primești un cadou. Și dacă e un semn de întrebare, evident, cu toată deschiderea, transparența și cu dorința de a fi extrem de clar că nu este absolut nimic legat de mine, nu este absolut legat de mine, de cinstea și integritatea mea. Și atunci când există o solicitare din partea justiției, indiferent cum ne numim, trebuie să mergem acolo, să răspundem corect, să răspundem cinstit și să facem procesul justiției cât mai ușor și cât mai în interesul public. Sper că lucrurile sunt suficiente clare.